place și de tine, dar automat vreau să mă conving că nu mă înșel, că îmi place, adică gen îmi place, îmi plac încă două persoane și recunosc asta. Tu crezi că vei putea face față? Da, sunt sigur. În momentul în care vei intra într-o relație cu o femeie mai în vârstă ca tine? Am văzut că stăteai îmbrățișat cu Alexandra și ne întrebam aici cum stă treaba. Sincer, sunt puțin atras. Eu când v-am zis că pe Mona o să o descoper, când o să fim despărțiți, că n-am apucat să o descoper, nu m-ați crezut. Uitați că iar am aflat ceva despre ea. Pune-te în locul meu, nu-i așa? Cum zic eu? Am de lup și vine locul. Bă, ce se întâmplă? Puneți o muzică frumos pentru masajul ăsta. 45. Aproape și 45. Du-te la Alex, du-te. Stai jos. N-am nimic. Ești dă-te mai încolo. Nu, uite, stai aici. Stai jos. Stai în picioare atunci. Stai că n-am nimic. Ache! Ce masaj? Mamă, dar ce bine să mor eu. N-avem voie să vorbim, dar nu facem nimic rău. Altceva. Stai jos. Provocare. Altceva, frate. Mai despărți, mă. Vezi că... Vezi că e venit tău și-a găsit iubită. Aștept să vin. Marinescu! Aștept să vin! Aia, cât trebuie să-i faci? 5 minute. Bă, păi stai, spun ce... Asta e bine asta. Care, Mona? Știai când strici, pe Mona, cât mai... Acum, cât? 5 minute. Mai adaugă 5. Treabă, mai treabă dacă mai lipsești. Îl votez să plece acasă. Hai, aplică tare și mine, George, să mai mona, bagă! Am dat împreună amândoi. Cine asta? Ia-mi vizat mine! Iii, țărane! Pui muci! Băi! Ce trebuie să-l pipăi, mă? E rușine. 5 minute? 5 minute, cât să-l pipăi? Da, 5 minute. Cred că s-a strâns! Băi, zi lui Mircea să stea cu mine. Bă, pipă el și tu, sus pe umeri. Nu mai vorbi deloc. Să-l pipăi pe umeri. Pe umeri, pipăi ea, achebonul. Îți place? Aaaa! E bine, a? Nu-mi place face ție, că sunt mâine femeie. Mamă, fetișul ăia, Alexandru, să-mi bai de capul meu. Mai am, că nu mai pot. Da, ca să vezi la ea. Oaia și lui Andrada le-a dat poruncă să vă maseze pe umeri. Domnule a dat poruncă să-l pipăie pe ăsta. Și cui? Da. Aia! Fă-te rog cu mai multă forță, te rog! Hai să mă ridic aici. Te rog! Că de asta te-am trimis. Alexandra, Alexandra, da? Eu cred că pe tine n-are cine să te scarpine, așa e? Poftim? Nu are cine să-ți facă masaj. N-are. Nu, doar că vroiam să vă dau vouă ceva frumos, înțelegi? Pentru voi, să fie frumos pentru voi și urât pentru fete. Am înțeles. Mă doare deci. Auzi, dar de ce n-ai putut să-și pe Mona să-l maseze tot aici pe umeri? Ce? Mă doare deci. De ce n-ai putut să-l maseze tot aici pe umeri? Cam vrut și cam putut. Eu cred că Mona se simte cel mai bine acum. Ai putut, nu? Da. Ia uite. Uite, Achebonu, ce bine te simte. Marinescu, în stand-by. Achebonu! Ha? Te simți bine? Nu, că mi-a stricat părul. Gata, mă, Andra, aia! Alexandra, au trecut 5 minute. Un pic de pasiune, te rog. Gata! Așa! Au trecut 5 minute, hai acasă. Hai să mulțumim și fetelor! Marinescu, ești nervos? Aștept să-mi faci și mie un masaj. Marinescu! Nu s-a captat mult ce-a fost când avea microfon. Eu? Eu? Masaj. Sau pe de-ați masaj? A, cu Alexandrescu, da. Fetelor, veniți acasă! Și luați-o și pe Nicos! Fetele împreună cu Nicos! Nu te du acolo! E adevărat? Nu, e fals, dar nu înțeleg de ce l-au băgat. Ce l-a pus în apă? Nu știu cine l-a băgat! Ca să vezi tu, Marinescu, că trandafirul i-a dat. Ai auzit ce a zis Marinescu? Totul. Da, m-am dus la el. Nicos! Da, la ușă și nu vreau să mă lasă. Da, e din casa fetelor! Dacă tu nu te dai de aici, mă jur că te văd tăși în casă. Aia? Dacă mă vezi că taci din gură, taci din gură. Băi, nu mai face glume de asta. Bun, taci din gură. Ai dat cu c***a ăla până acum.
Ce vii mici îmi zici că, băi, de ce glumești? Păi stai, bă, că m-am făcut la provocare, mă, frate. Ei, lasă-mă, ești nebun. Înțelegi ce zic? Dacă cauți ceartă, îmi spui de acasă. Cauți ceartă, nu caută nimeni ceartă, dar o glumă se face, da. Păi atunci te ridici, ce faci dacă te ridici? Mă soară-ți glumele. Dar ce faci dacă te ridici? Te pui înapoi jos. Păi ești nebun, Marinescu. Stau în picioare dacă mă ridic. Păi nu fi obraznic. Râdim, glumim, dar te ridici. Păi râdim, glumim, dar tu ești cu glumele proaste. Te ridici și te pui jos înapoi. Ca idee. Da, ca idee. Dacă mă vezi că nu te bag în seamă, taci din... Păi cum nu mă bagi în seamă? Bun, gata, am încheiat. Da, e la... Vrei să te înjur? Comentai, zici că îmi făcea Andrada asta, așa făcea. Vrei să te înjur? Dacă vrei să te înjur, îmi spui, poți să te înjur. Mă vezi că-ți vorbesc frumos și am zis, gata, frate. Acum vorbești frumos. Băi, continuă. Nu e loc. Hmm? Nu e loc. Ce nu e? Nu e loc. Ce nu e loc? Mă certați, mă. Nu e loc, frate, să fie loc, dacă el vrea să ridici. Tu te pui la glume de astea și vezi că ți-ați dat tău. Nu mai faceți glume, bă, că faceți glume și o să o dați în altă. Păi da, mă, ce bun. Dacă tu ți-ai făcut glume de astea, ți-și asumi. Da, deci, tu ți-le faci singur. Pentru că dacă pentru tine o glumă este mai deplasată, cum o faci tu? Poate am și o glumă deplasată. Lasă-le. Care... Păi da, mă, dar nu zicem, da, stai, mă, frate, chestii care nu sunt adevărate. Ce ți-a zis? Da, alea de băiețași. Nu mai zic, nu are rost. Păi zic, încetăm cu glumele astea, ca idee, așa. Te mai prind eu că glumești odată cu mine. Am zis că da. Odată să te mai prind că glumești cu mine. La ce ți-a zis? Nu, să-l mai prind eu că mai glumești vreodată. Dar ce-a făcut? Băi, mă scuze expresia. E obraznic. Ești obraznic. Marinescu, acum mintea ta. Cât lui George? Lu? Cât lui George, dacă ai putea în secunda asta? Niciun, frate, de ce să-i dau? Mi-ai da? Nu i-aș da nimic. De tu ești. De ce să-i dau? Se dă așa, care față, de de... Cine, mă? Auzi, mă, ce cai față de tovarăși tu. Tu, și tu crezi la fel? Hă? Tu crezi la fel? Te faci? Tu crezi la fel? Mă mai gândesc, ești peste 5 minute. Eu să-ți dau... 3. Dă nu ai față, dar dă bucuri că ai. A, mă? De ce are față? Dar de ce pui paie pe foc, frate? De ce, faci, glume? De ce faci glume de-astea urâte cu mine? Auzi? Cine? Auzi? Eu te testez aici. Băi, ce faci glume cu mine, te întreb. Lasă-l pe Alex, ce faci cu mine? Dar cum îți permiți să vorbești așa cu prietenul meu? Ce da, lei? Ce da? N-auzi la George, de ce le-au trebuit să facă masa și tu a trebuit să pipăi? Păi da, v-ați văzut ce provocare am dat lui George? S-a ținut de mână cu Marinescu 10 minute. Aia era pedeapsă? Deci, iei perna asta, așa. Pui pe ea, așa, da? Te tării prin platou și zici, dicăluță, zici 10 minute, hai! Nu, nu, dar mă interesează! 10 minute, să vă faci că dupuie! Te jură să faci așa! Da, faci! Faci pe un cowboy! De ce? Zici dicăluțule! Hai, dai! Dicăluțule! Da, ce cea mai tare! Hai mai tare, că ai voci! Andrada, haide! 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 Dicăluțule! Dicăluțu! Hai căluțu! Hai mă, dar fă ca lumea! Haide, lăsați! Dicăluțu, tii! Să omorâți! Haide! Dar nu ne vreau să mă bateți! Lăsați! Haide! 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 Și pe mine m-au părit băieții și m-au desfărat! Haide! Dar nu ne împedea să dică! Hai căluțu! Haide! Hai căluțu! Haide! Hai, dă cu acă te trag! Hai! Nu, zi! Andrada, Andrada! Dicăluțule, lasă-l! Dicăluțu, unde dicăluțu? Nu! Nu apare! Nu! Deci înapoi! Dicăluțu, din... Voi vă bate joc de flori? Dicăluțu, hai! Gata, au trecut la 5 minute. N-au trecut, mai sunt. Mai este, hai! Cât mai am una? Hai că v-ați plictisit și voi de căluț. Un minut. Un minut? Poți fac pe loc? Nu. Ce-am făcut? Foarte ce?
Mă, trebuie să pun tot la sensibil. Nu-ți place? Ai drăguț. Îți pare că e stilul lui Dan. De ce faci? Uite-te și tu cum stai. Uite-te și tu cum stai. Și ce viziune are cameramanul ăla de acolo. Gata, gata, Alexandra, ești fericită? Lasă să vedem. Du-te în casa ta. Gata, pa. Da, acum poți să te duci în casa. Mai folosi și mă arunci? Dar nu te-a folosit eu. M-ai făcut să-ți fac brățară, Nicos. Adios. Că nu-ți mai fac un peci în te... De ce? Nicos, merge acasă la tine, te rog. Unde e brățara? Unde e brățara? Să vi s-am deschis, că n-am... Te vezi că e deschis. Poftim? E deschis. Rahatul ăsta s-a bătut pe el, că până la urmă nu mai mâncare. Da, aia unde a rămas? Avea pedepsă cu Paul. Păi și ea nu mai vine în casă. Nu știu, pentru că mie nu știu ce pedeapsă avea. Paul cu ea, mă rog, invers. Da. Îmi place și de tine, dar automat vreau să mă conving că nu mă înșel, că îmi place, adică gen îmi place, îmi plac încă două persoane și recunosc asta. Nu crezi că vei putea face față? Da, sunt sigur. În momentul în care vei intra într-o relație cu o femeie mai în vârstă ca tine? Te-ai îmbrățișat cu Alexandra și ne întrebam aici cum stă treaba. Sincer, sunt puțin atras. Eu când v-am zis că pe Mona o să o descoper când o să fim despărțiți, că n-am apucat să o descoper, nu m-ați crezut. Uitați că iar am aflat ceva despre ea. Aia, vai acasă. Ai fost agresiv în replică. Alexandra. Ai fost agresiv în replică? Te-ai stricat Alexandra, tu de acasă. Ai zici odată, de două, de trei ori, dar gata, frate. De ce vorbești de mine? Am și eu limite, nu zic. Păi și eu cu ce am jucat? Ceea care au glume de-astea proaste. Eu cu ce am jucat teatru când am spus că ești agresiv? Se vede ură, știi, se vede ură, nu prinde bine. Băi, cu ce am jucat de-astea când am spus că ești agresiv în limbaj? Cu ce am jucat? S-a grav de acum. Zi, mă. Dacă nu te miști mai repede, foc după tine. Stai, mă, că m-am murdărit pe ăștia. Te-ai blocat în argumente. Nu m-am blocat niciun argument. Băi, frate, dar spune, nu vreau să mai faci glume sau nu mai glumi cu mine? Păi, dar nu. Simți, păi dacă mă ridic... Ți-au plăcut glumele astea de la început? Dacă mă ridic... Și aici, când ai fost cu mine, ți-a plăcut gluma. Ți-a plăcut gluma. Te-aș înjura, dar nu pot. Ți-a plăcut sau nu, zi? Ce gluma? Aici, când ai fost lângă mine, pe pedeapsa aia. Ți-a plăcut gluma? Mie mi se pare... Am râs cu toți, înțelegi? Omul ăsta tot la Caterin cățelă. Dar gata, frate, s-a dus. Mie mi se pare că faci teatru, pentru că seara vii și stai cu mine, nu stai cu ei. Nu vii tu azi la mine să spui că te ridici la mine. Mona, mi-a zis. Dacă mă duc să-l iau pe George în brațe, mă lași? Nu. Pentru că am ciudă pe tine că acum ai recunoscut. A? Acum ai recunoscut și am. Dar nu are legătură chestia aia, că ți-am spus că n-am eu nicio treabă cu să mă duc spre el. Deci întreabă dacă vrea să stea. Dar nu că îi spun că m-ai trimis tu. A, de vrei să arunci pe mine? Da. Lasă să-l ia. Am nevoie de afecțiune, nu de altceva. Du-te ia, ce de la George. Da? Du-te. Pentru că mă gândeam de la cine să iau. Du-te. Ia să vedem dacă. Îmi dați voie să mă duc în casă la băie să îl iau în brațe. George, vă rog, frumos? Îmi dați voie, vă rog? Eu nu cred că... Nu răspunde, Mona, zi! Dar du-te, mă, da, du-te, ce? Nu vreau pedeapsă, că m-a putut rău. Adriana, fii atentă, fii atentă. Te duci și îl chem pe hol să vină în mijloc. Nu, că nu vine așa. Păi da, mă, vine. Nu vreau, mă. Mă vezi cum mănânc prea mult de ea, mă. De ce m-am săturat cu gâzele astea? Zici că sunt să... Mâncam prea mult. Mai ies de aici, asta, probabil. Deci, realizați că... Lasă, Alexandra, cu... O să mă rog de cameră să-l trimită pe Seba aici. Tu, crutone din ala? Eu mă duc să-i dau și eu o îmbrățișar lui George. Alexandra, îi spune că-i la tine. Nu-i spuneți nimic, fete. Nu-i spun, promit. Cu pumnul în stomac, atât de tare. După aia nu mai are farme. Se mănânce tot să dă afară. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.